fire. One, two, one, two. I love you. No. One, two. Ce creierul în spate și nu poți să alegi. Adică știai că îți cumperi BMW pentru sportivitate, știai că îți cumperi Mercedes pentru confort și Audi era ceva între. Acum Audi, mi se par tot la fel. Banii BMW în delir. E mai fan BMW. Boy. Oi, Doamne. What the fuck, ești nebun la cap? What the fuck, nu m-aș putea să fie așa ceva. Oi, Doamne, ce rapid e. Dacă două secunde rămâi fără. Păi, e mare lagul, dar și lag în creierul meu de maximul de shutdown. Shutdown. Cum ar fi să iei apă de la cel mai bun prieten al tău? Când am fost în Severin, am verificat o mașină a unui prieten care și-a cumpărat mașina de la un foarte bun prieten al lui și am descoperit că mașina avea kilometri destul de mulți de alții înapoi. Sincer să fiu, kilometrii aceia i-aș fi făcut în vreo 4-5 ani eu, la stilul meu de mers. Dar proprietarul s-a mulțumit cu această mică țeapă pe care a luat-o. Dacă nu vrei să iei țepe cu mașini, chiar de la prietenii tăi, verifică-ți mașina pe care ai verificat. Ai o șansă de a cumpăra o mașină foarte și foarte bună. Salutare și bine la un nou vlog. Este un vlog special deoarece astăzi filmăm cea mai rapidă mașină de pe canal și cea mai puternică în același timp. Dar până să ajungem la această mașină, te-aș vrea să dai un like, un share și un subscribe la acest clip, fiindcă doar în acest mod putem să găsim proprietari de la Brăila care au venit de fapt să-și prezinte mașina noi pe canal. Sunt aici împreună cu Doru. Salutare, Doru. Te salut. Doru, pe tine cum te găsim pe Instagram și pe YouTube? Știu că te ocupi și cu treaba asta cu YouTube-ul mai nou. Încercăm și noi să creștem. Mihtim Talpa Gâștii, pot să zic așa? Underline? Că underline, normal, de toată lumea. Da, Mihtim Underline RS. Ok, o să... Pe ambele... Și pe Instagram și pe... Și pe YouTube. Bun. Doru, să știi că o să ai o chestie grea de făcut astăzi. Trebuie să mă convingi. Așa. Eu sunt un fan BMW, îmi plac BMW-urile foarte super mult. Tu trebuie să mă convingi. Ce dracu să te mai convingi, că și mie îmi place BMW-ul. Am văzut. Da, da, trebuie să mă convingi de ce mi-aș lua mașina asta. Okay. Și nu mi-aș lua un, nu știu, un M5. În momentul ăla am ales ultimul model, dar să spui așa, plusurile pe no, care asta le... da, asta pot să fac. Nu e nicio da? De problemă. Sunt curios dacă la finalul clipului poți să mă reconfirmezi. Le-am văzut pe amândouă, una lângă alta și M5-ul și ăla și... Da, nu spunem acum. Spunem pe parcurs, da? Nu, nu, păi de-aia, o să spun pe parcurs. Hai să dăm. Deci punem mașina în... În drive, în drive sau în ce vrei? În drive momentan să fie. Opa. În drive te duci că, da, ok, stai că uita că e bumper în față. Da, nu știu cum e, eu am oprit între ele, da. Bun, bă, e rar. Cât de silențioasă e, fiindcă da, este un motor pe... Puțină benzină. Deci nu este un RS7 din acela cu 3000 diesel și cu badge-uri de RS7, nu? Nu, nu, nu. Știi că am avut un coment la un moment dat pe, pe YouTube și zicea un puștulică, băi, zice, acum vreo 2 luni de zile, când am văzut mașina cu un prieten, ziceam, ia uite și la cocalarul ăsta și-a luat astea de RS și a pus embleme de RS. După ce a văzut vlogul, mi-a dat mesaj și zice, băi, gata, toată stima, ce gata, acum am văzut că mașina e adevărată, nu e fake, știi? Păi da, că avem o problemă, noi punem și pe 2.0 diesel, S sau RS. Băi, până la urmă lumea e liberă să facă tot ce vrea, acum știi cum e, toate BMW-urile vor să fie M, Audi vrea să fie RS, Mercedes vrea să fie AMG. Da, dar vezi că le bagă și ei din fabrică, adică îți dă pachet M. Bine că are câteva diferențe pachetul M sau pachetul RS. Are, dacă este discutăm fapt numai de pachet, da, sau discutăm de mașina în sine, sunt diferite și în cazul BMW-ului și în cazul Audi, știi? Băi, ne-am pus cu ea în mișcare
am impresia că mașina asta pur și simplu e ca un fulg. Ai direcția super ușoară, ceea ce la BMW-ul meu cel puțin, ăla vechi, din parcare, totul e hardcore. Adică o să fie direcția foarte greoaie, o să fie suspensia foarte tare. Așa ai vrut tu să o faci, că nu cred că mașina... Nu, din fabrică, fiindcă este o direcție e, hidraulică. Okay. În afară de suspensii pe care am modificat, exact, Radu. Mulțumesc pentru... Pentru... Apropo, aveți pe Radu acolo în spate, dați-i și un follow pe Instagram, radu.rac. Și pe Lori, acolo, Lorena Pavel, dați-le și un follow, fiindcă cu toți avem nevoie de un follower în plus, să zic așa. Multe follower. Mulți followers. Sau followers în plus, multe avem nevoie. Păi, până acum mașina asta e ca o mașină normală, adică pur și simplu se comportă normal, nu a zice că este un RS, n-a zice că are 600 de cai sub capotă, n-a zice că are un motor de 4000 biturbo. Exact. Cât cuplu dezvoltă mașina asta? Sper să nu greșesc, din câte știu 700 sau 750. Dar nu m-a întrebat la ce durație exact unde realizează. Fiind turbo, probabil nu foarte sus, nu e ca un aspirat care să fie. Vreau să dăm puțin pe sport, cum se dă pe sport? Ai varianta de aici. Ok, drive select exact ca la aia. Și apeși până ajungi în modul în care confort, vrei. Auto, dinamic, individualul face același lucru ca dinamicul, numai că ai suspensia, ok, deci e făcut... Ok, și ca să fie pe sport, trebuie să fie dinamic, nu? O poți spune, nu, și individualul, este același lucru. Ok. Ăla ți-o setezi tu, îți setezi cui tu setările, știi? What the fuck, ești nebună, că și-a fost putea la foarte puțin apăsată. Da, nu, e clar că... Băi, ești nebun la cap. Așa încep să-l simți, știi? Dar... Încă o dată spun. Ce fanii bun? BMW în delir. E mai fan BMW. E, boy. E mai fan BMW-ul, nu? Da, clar. Uite ce spuneam de poliție. Este peste tot mine. Poliția. Poliția o să mergem noi. O să mergem într-o parte mai, așa, mai restrânsă. Mai... unde putem să mergem. Poftiu? La locația mea, să zic așa. La locația ta, da. Exact. Fiecare locația lui în București. Exact, da, e locul Ani Popescu. Locația mașina potrivită. Așa, mașina potrivită. Uai, doamne. Deci știi cum simt? Simt că mi se duce creierul în spate și nu pot să le țin. Deci mașina asta parcă nu ești destul de rapid tu cu reacțiile, pe cât te repede face a viteză. Face într-adevăr. Aici, da, timpii sunt mai bun decât fenomenali. La... Sunt timpii. Dar senzația nu e. Tot să mă gândesc față de un M5, generația asta. Până la 100 la oră, că e mai rapid ăsta. Mai nu știu, acum părerile sunt împărțite, să știi. Foarte multă lume zice că aia ar fi puțin mai rapidă, dacă nu mă înșel, are un 50 de Nm în plus față de asta și cred că sare de 600, are vreo 625 de cai aia. Probabil că asta face diferența cu câteva miimi, eu știu, o chestie de genul ăsta. Și acum depinde și rapoartele astea. La asta zicea că ar fi 60-40. Acum nu știu la BMW cum este. Cred că e mai... Cred că e mai mult pe spate, sincer, trebuie să fie mai mult pe spate. Habar n-am, dar eu cred că... Sau poate datorită senzației. Cred că M-ul e puțin mai... Mai sprinter, nu? Dar e o chestiune de 0,1 secunde. Pe care poți să o pierzi dacă drapează puțin mașina. Da, 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 adică nu e nimic spectaculos, știi? Eu la noi cred că sunt aceleași mașini. Amândouă sunt făcute. Exista un, a fost un timp în care ei se diferențiau așa, adică cred că prin anii 90-2000 pe acolo, adică știai că îți cumperi BMW pentru sportivitate, știai că îți cumperi Mercedes pentru confort și Audi era ceva între. Și acum Audi, mi se par tot la fel. Acum, da, pe fiecare a venit AMG, nu? Da. M și, și acum mai avem și Competition și AMG S. Bine, deja începem să nu mai avem sigle pentru ele. Dai seama că oamenii scot, dar părerea mea este că acum nu știu cât de sus se vor duce. Adică am ajuns la 600 de cai. O să ajungem la pe un sedan, până la 700. Nu cred că pot. Eu cred că este vârful acum. Adică nu poți să scoți mașini de 1000 de cai. Bine, nu discutăm de mașini de 1000 de cai, zi. Bine, dar câte sunt de 1000 de cai? Că nu sunt multe. Păi, în afară de Bugatti, mai e ceva? Păi asta spun, că până la urmă... Sunt. Astea alte sunt limitate, undeva 400-600 acolo se joacă toate. Deci s-au ajuns motoarele de suprăcare, o să fie puse pe mașinile de serie. Pe mașinile de serie, da. Oai, doamne! What the fuck, ești nebun la cap? Băi, frate, e reală, de ce? Te-ai speriat? Nu, e, nu mă sperii, n-am nicio problemă. Deci e ireală. Și
vreau să spun că simt că nu pierd putere. Deci simt că pun toată puterea jos. Nu, și accelerează în continuu. Da. Adică până la 260 te duce în continuu. Nu ai. Și o să vină haterul de mine. Băi, dar nu e aspirat. Bă, frate, nu se simte. Într-adevăr, nu e aspirat, dar tot îți dă șoc. Tot îl simți, dar ți-am spus, nu e de speriat. Adică dacă urci o femeie la volanul ei, nu o să sperie de mașină. Știi că, bă, nu, gata, nu mai conduc chestia asta, că e riscant. Știi ce mă sperie eu foarte mult? De volanul ăsta. Mi se pare foarte ușor. Orică am coborât acum dintr-o mașină. Probabil că ești obișnuit cu a ta. Da, mie mi se pare mai greoi decât la Skoda. Bine, e normal că e mai grea mașina, trebuie să fie o diferență. Dar la Skoda e o chestie așa, când mergi cu ea, o să las și ție după aceea când ne întoarcem sau mai încolo puțin, că tu cunoști mașina cea mai bine, să-i dai tu puțin când o să ajungi pe un drum mai drept, că eu nu vreau să mașina altă, nu vreau să fiu foarte. Dar nu ai ce să-i faci, singura e problemă așa? Singura problemă e că are planetara de pe stânga. Ok. Uite, o să o auzi. Bine, nu acum, dacă aș vrea să o auzi cum tic 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 tic. Nu sunt venite încă, sunt comandate, dar nu sunt venite încă la ăștia, la firmă, la reprezentanță. Și trebuie schimbate, nu m-a atenționat încă, dar a început un pic să scârție. Trebuie schimbate plăcuțele pe spate. Ce frână ai pe aia? Frână ceramice? Nu, n-am luat-o așa. Așa am găsit-o, nu că am vrut 10.000 de euro, neapărat. Mă, să știi că nu, deci efectiv așa am găsit mașina. Deci nu am vrut neapărat frânele alea sau alea sau chestii. Așa am găsit-o, mi-a plăcut, am luat-o. Habar n-aveam de RS, tu mă crezi că știam de RS, că mersesem cu el la TTI, la TTI Aur, la Academie. Și cu 2 ani în urmă, o RS6. Ia un RS6, acolo de 450 de cai, motor la de 5.000 sau nu știu. Orice mașină, dacă mai pun acum să aleg și mai pune și un RS6 2020, n-aș lua nicio mașină decât Audi R6 2020, mi se pare ireal de frumos. Da, este frumoasă mașina, într-adevăr. Ireal. Dacă eu, părerea mea este că mașinile la fiecare facelift care a tot venit s-au stricat, adică s-au stricat, nu mai e agresivitatea aia, nu mai e, uite-te, mă uitam și la BMW, că vorbim de BMW, de seria 7 la BMW. Bă, da. Nu mai are, nu știu, am văzut alarte X6. Fiindcă ce să copieze. Exact. X6-le. X6-le are spate, nu știu, ai văzut X6-le ăsta? Da, da, deci e un gândac. Bă, de ce urâtă rău mașina aia? Bă, de ce mie nu-mi place, nu că e urâtă. Nu-mi place mie. E dacă părerea nu-mi place mea, mie care sunt fan BMW și tot asta, adică... Adică au luat spatele ăla de la i8, mi se pare, cât de cât, așa, și l-au montat în partea. Oricum, nu e ok. BMW-ul trece printr-o criză de personalitate, adică nu... Adică fanii BMW care, nu știu, cumpărau mașină pentru felul în care arătau, da, acum spun și ei că nu... Le-au liniștit, adică e o chestie... Au pus grila aia mare. BMW, sunt ok, grila aia mare. Fiindcă Audi are o grilă mare. Dar pe Audi pică ok. Da, la Audi e în regulă, da. La Audi n-a venit să schimbe așa. Dintr-o bucată e mult mai omogen cu tot designul mașinii. Dar la BMW când au deci, la... Într-adevăr, Audi când a zis că a făcut facelift acum 2002, păi a făcut facelift. Deci clar vezi diferența între ce a fost și ce e acum, știi? Da. La, în fine, nu ne legăm de BMW și de Audi. Mereu e discuția asta, că până la urmă... Tot timpul va fi cum e între iPhone și Samsung. Da, dar fiecare își cumpără ce vrea. Nu, până la urmă știi cum e. Bun, spune-mi tu când te-ai dus, uite, acum eu vreau să-mi cumpăr un BMW sau un Audi. Când te-ai dus să cumperi mașina asta, care au fost criteriile pe care, nu știu, le-ai avut-o așa în calcul să-ți cumperi tu o mașină? Ce ai căutat la o mașină? Hai să-ți povestesc, pe scurt. Prima dată am zis că vreau să schimb mașina, aveam un Jaguar. Nu, am avut un seria 4. Un seria 4, okay. 360 coupe și ceva sau? De cai, coupe, da. Da? Cu roșu la interior. Așa cumpărase mașina și fusese mi-o stage 1, știi? Și zic, băi, gata, are 170.000 de kilometri, trebuie să o vând. Și zic, tot BMW, că la Brăila trebuie să ai BMW dacă vrei să existi, înțelegi? Adică ca în Severin, frumos. Ca la Olteni. Nu știu cum e, dar la Brăila trebuie să ai BMW. Și stupoare, acum lumea s-a trecut pe A7, deci se plină Brăila de A7, mașini super frumoase de altfel. Eh, în fine, am văzut M-ul, am vorbit la Cobolcescu, îl aveau un showroom acolo. Din păcate n-am putut să fac un test drive cu el, am vorbit cu altcineva care își luase în Brăila. Și m-am dus și am văzut mașina. Și stăteam în fața ei. Ce dragoste zic, la prima vedere. Nu, fii atent, nu, păi tocmai asta e. Și zic, dar mie nu-mi place mașina asta. Păi la ce, cum adică nu vă place mașina? Păi nu-mi place. Zic, mie nu spune nimic mașinuța asta. Și zic, ok, mă mai gândesc. Și m-am dus frumos la casă, zic, hai să mai fac și research să văd. Habar n-aveam de RS7, deci tu mă crezi că nu știam că există RS7. Și fiul meu zice, da, ție ți-a plăcut RS6,
Și mi-am seamnit, ia mă să mă uit așa, break, frumos, mașina, în fin. De familie. Până să ajung la RS6, am ajuns la RS7. Și atunci am zis, da frate, asta este. Deci era, a fost mașina care, cum să zic, cum ai zis tu mai devreme, dragoste la prima vedere. Deci mi-a plăcut și zic, nu vreau pe asta, o vreau pe asta. Acum, din punct de vedere tehnic, etic, alte chestii, aș fi ales 100% BMW, cel puțin pentru faptul că poți să dezactivezi și să rămâi cu tracțiunea pe spate. Pentru distracție. Pentru distracție. Aia, chiar îmi spuneai că tu nu știi dacă poți să faci drift. Nu, nici nu știu să fac, n-am făcut niciodată și nici nu știu dacă pot să fac. Că se merită. Nu, dar nu neapărat, pentru mine vreau să știu, nu neapărat, că încă spun, n-am făcut niciodată. Poți să faci când ninge puțin, dar acum cu noua încălzire globală care... Nu, cu siguranță, când plouă. Nu mai ninge. O să putem când plouă. Da. Deci nu pot să-ți spun acum, fii atent, uite, trebuie, uite, mașina asta ți-o iei pentru că și mașina ți-o iei pentru că. Deci mașina aia mi-aș lua-o dacă vreau distracție, într-adevăr, nu mi-aș lua RS7-le ăsta care eu l-am acum. Dar ca și design, mie îmi place mult mai mult. Adică eu când văd, ca necunoscător de mașini, eu când văd mașina aia că vine spre mine, M5-ul, eu zic că e o seria 5. Nu în afară de capotă, de-aia spun că eu sunt nebunit după M4. Păi când vezi că vine un M4, știi, păi că, știi că vine un M4. Să știi că adică... seria 5 poți să-l confunzi acum și cu noua seria 3. Seamănă izbitor de da? Mult seria 3. Nu m-am uitat. Nou cu seria 5 mai vechi puțin. Da, cumva mă ajunge la chestia că BMW-ul suferă cu imaginea, adică da, nu exact, mai... Da, exact ce ziceai tu mai devreme, știi? Și nu pot să mai spui că îți cumperi BMW acum pentru sportivitate, fiindcă ce observ la mașina asta față de BMW-uri, mi se pare bordul mult mai scurt. Nu știu, mi se pare mult prea parbriză. Da, e foarte scurt. Uite, asta chiar n-am luat. Consola așa centrală mi se pare mult mai faină decât la BMW, adică mi se pare mult mai modernă. Chiar dacă am văzut la astea, la noile modele de la Audi, e chestia aia, tableta aia. Mie nu plac tablete, mie îmi plac butoane. Eu vreau multe butoane. Și mie la fel, butoane și luminițe multe. Bine, și BMW are luminițe, asta este clar. Că... Ce să-i facem lui... Din cauza Tesla o să ajungem și noi toți cu tablete. Of, da. Acolo se întâmplă toată lumea, a pus cineva o tabletă. Eu am zis, deci mie nu-mi plac tabletele. Pe de altă parte, uite, la mașina mea a plăcut un touch aici. Dar nu-mi plac tabletele, adică, încă o spun, toate facelift-urile astea și pe interior și pe exterior liniștesc cumva mașinile, știi? Adică, și ai văzut acum că se discută să nu pe tobile de eșapament să nu mai ai ai flapsuri pe astea închise, deschide? Da. În funcție de mod, nu? Da, de cum mergi tu. Da. Okay. Da. Dar acum ai văzut că vor să liniștească, nu mai ai voie mai mult de 70 decibeli, adică o să vezi Lamborghini în anii următori că nu mai e să speri lui. Poți tu să spui, dar e ca și cu geamurile fumurii, legal. Dacă te prinde... Chiar trecuse un Mercedes GTS în centru, care pocnea... Opa, stai să facem o tâmpenie aici. Care pocnea foarte tare prin centru și mă gândeam, băi, dar ăsta a ieșit așa din fabrică. E omologat totul, eu de ce că mi-am pus o evacuare custom și nu scoate atât de mult zgomot, nu pot să spui că... Te ia la întrebări. Mă ia la întrebări. Dacă spui acum că reglementează treaba asta, o să da, fie nașpa. Așa am înțeles că reglementează, deci nici sound-ul nu o să-l mai avem. Mă uitam azi dimineață la o emisiune și discutau acolo de o mașină, de un, bine, era un Renault Captur, dacă nu mă înșel, și avea un motor de 1.3, guess what, 170 de cai putere. Deci este de clar că motorul? Și 1.3 T, nu știu, ăsta de la Renault, TC, naiba să le ia. Dar cert este că producătorii de mașini, vezi, se duc pe motoare mici și încep să le pompeze cu turbine, bine, cu presiune chestii mare, cu toate astea, dar faza e că nu o să scoți. Nu o să scoți decât cai și aturații mari. Nu mai ai cuplu. Și atunci, de-aia zic și am zis că eu prefer în continuare mașinile, eu știu, care totuși mai sunt și care sunt mașini. Puteți să-ți iei, cred că la banii ăștia câte ai dat-o pe mașină? 87.000? 87.000 am dat pe ea, da. La 87.000 îți găseai și o Tesla Model S care avea aceeași putere, poate mai... 100% îmi găseam. 100% îmi găseam. Făcea economie la combustibil, fiindcă mașina asta consumă, văd acum un consum de 12. Consumă, nu știu dacă ai văzut, eu am un vlog pe canal cu mașina, am făcut un review după 30.000 de kilometri cu ea și fără niciun... Deci, puse toate cheltuielile acolo, nu, eu știu, asigurări și astea, cheltuielile cu mașina și cu carburantul, 41.000 de ron din august și până acum o săptămână. 41. Da, 41.000 de ron din august și până acum, și e vorba de carburant 200 de milioane, în 30.000 de kilometri aproape, 20.000 și restul cheltuieli
Dacă stai să mă întreb, service și asta cu combustibilul nu e foarte mare, fiindcă ai un consum de 5-12, dacă mă chinui eu și merg tare cu a mea, îl scoți. Poate și depășesc. Am un prieten care are un Logan, am mai zis, de 1.6, ăla 16 valve, așa, și ăla consumă 10, adică 100 de cai, nu știu cât are mașința aia. Și Logan, da, păi, și atunci ce vrei? Că ce să-i cere? Da, pe la poți să pui pe GPL. Da. Vezi? Și asta merge pe GPL. Știi, știi că merge, nu știu dacă... Și cum ar fi să... Deci cum ar fi treaba asta? Cu, deci, este... Da, mă, uite pe mine mă bate gândul, fiindcă am mașina mea Euro 4. Okay. Bine, vreau să-i fac swap de motor, da. Să-i pun un 3. What the fuck, nu m-aș putea să fie așa ceva. M-a apăsat, începe pe dale și i-a dat. Are da, păi simte... Vreau să-i fac un swap de motor direct al meu. Fac swap de motor. Vezi că nu e așa agresivă. Nu e așa agresivă, numai da. Că viteza e sus, e foarte sus. E sus viteza, atâta. Mi-aduce aminte, am mers cu un N91 care era softat, da. Făcut 400 de drag racing, toate astea. Și era tot la fel, era 3000 turbo, mă rog, 450 de cai, 1000 de Nm, aproape. Băi, tot la fel, nu te speria la demarajul ăsta. Băi, dacă te undeai în bord și te speriai când vedeai în bord, ce e acolo unde ești. Când puneai piciorul în accelerație la 160 și patina fundul ăla într-o parte. Bă, dă-o în pana mea de mașină, ce e asta? Că e ilegală, n-ai voie să mă știu pe stradă. Și asta la fel, adică e real. Și nu se aude evacuare, e foarte bine antifumată. N-ai rame la geamuri și nu se aude nimic. Nu, e ok, geamurile sunt duble. A, sunt duble? Geamurile sunt duble, da. Ok. Și pe spate se aude mai tare evacuarea, adică Radu cred că acolo o simte puțin mai... Destul de bine. Nu, se aude, pe spate se aude, deci dacă stai în spate acolo se aude și... Uite o mașină urâtă în fața acolo. Păi ce să zic, Deci e o da, mașină... Da, este neterminată. Joie, mi se pare ok mașina. Și Lorena îi se pare ok. Mie nu. Mie nu-mi place, încă vreau să spun, au copiat șasele de la BMW sau au vrut să fie ca șasele de la BMW. Da. Încă o dată zic, acum sunt păreri și păreri, știi? Că ție nu-ți place, mie nu-mi place, uite, lor le place. Domnule care a cumpărat mașina, i-a plăcut? Probabil. Nu i-a plăcut, da, exact. Ți-a plăcut nevestei, n-a avut de ales. Băi, tu e pe asta, tu înțelegi? Hai mă, iubi, că știi că... Chiar tu te-ai consultat cu cineva când ai cumpărat mașina asta, te-ai dus tu singur. Deci, fii atent. Soția mea dădea cu aspiratorul în casă și zic, uite, am găsit o mașină. Ce mașină? Audi, zic, nu-mi place Audi. Audi, e așa. Ea e cu BMW, e clar, îi place BMW. Și Audi, știi că nu prea îmi place culoarea, femei, în fine, așa. Dar dacă tu vrei, ok. Dar ce culoare e mașina? Albastră, nu? Albastră. Pentru bărbați. Albastră. Pentru femei? Pentru femei nu știu ce culoare este, n-are importanță. Cu ce? Albastru și de fapt cu reflexii. Mai găsesc ele ceva să mai pun acolo, o reflexie, ceva, o nuanță care o descoperă decât ele, știi? Da, și zice, bine, ok, dacă îți place. Și până am ajuns în Germania, ea a fost ok, e frumoasă mașina, merită, nu mersese. E, în momentul în care s-a urcat la volan în Germania, a zis, da, frate, asta este. Deci pe aia ai cucerit-o cu Audi. Da. Adică ei... Și cu Audi, cum ai cucerit-o și înainte. Nu, dar adică ai schimbat preferințele... Da, nu, tot la BMW a rămas, este clar că tot la BMW, dar îi place mai mult BMW, dar acum... tot avem discuția, știi că mașina e pusă la vânzare și asta și... Pusă la vânzare mașina? Da, asta da, e pusă la vânzare. O să dau un demaraj. 3, o să-i dai, 2, 1... Are vânzare, da. Mă, dă-o în pana mea că te lipește din scaun, că nu mai dă drumul, mai ce să mă vorbesc. Nu te lasă. Da, dar să știi că are lag la plecare. Are lag. Ce mișto pălnește. Dar pune și mai tare în 4. Cred că dacă facem modul manual, cred că pune și mai tare. Ah, bine, pe manual se schimbă radical toate lucrurile. E mai brutal pe manual? Da. Ia doar, ce pe manual. La cât trebuie să schimb? La 7000? Tu ce pune 7000? 6000 și ceva. Da, stai că trebuie să fiu rapid. Asta se uite imediat. Și ambele mâini pe volan. O să simți că fuge. Unde văd tata de viteză? Unde văd tata de viteză? Că nu văd... A, M2, acolo. Și plac în a doua? Merge, da, acum s-a schimbat între a întâia, oricum. Nu credeam că... Dar nu schimbă singură, trebuie să schimb până în 7000, că altfel nu se rămâne turată și nu schimbă. Fain, faina treaba asta. Da.
La BMW schimba singur, știi? Da, da, e mai bine să fie. Uai, domnule, ce rapid e. Da, nu mai e altceva pe mine. E, cred că o secundă mai... Dumnezeule, mașina asta rămâi fără permis și cu dosar penal în... Dă-mi înapoi pe... Permis pe viață, Țilia! Pe drive, dă-mi înapoi! Îți ia permis pe viață, știi? Doamne, frate! Mi-a plăcut două secunde, rămâi fără... Îți faci cruci? Deci mie îmi place. Bă, e mișto pe depășit, că altfel nu prea ai ce să faci cu ea, știi? N-ai unde să o înțelegi, e drept. Cât ai mers maxim cu ea în Germania de când ai cumpărat-o? Băi, deci am mers și în România, ca să fiu arogant, 322 de km la oră. În Germania 325, nu cred, nu poate mai mult de atât. Deci nu poate, mai era pedală, dar nu mai are nicio treabă. Păi ăla import 320, a luat-o bord, adică... Da, s-a dus, da, pe electronic a arătat. Da, și... Merge, da, ai nevoie de... Ia fi Andrei, cu domnul Cusco, dacă vrea să plecă, vrea. Bă, că ai și unghiul mort. Ia că vă sunteți. Da, este. Era asta, da, RS, VRS, ceva, nu știu. Era ceva galben, nu-l mai văd în spate. Cred că încercă să vină. Mai un punct galben. Și-a prins și farul, că nu mai vede bine. Cred că încercă să vină după noi. Băi, dorule, e o mașină superbă. Te provoacă, fii atent. Dorule, e o mașină superbă. Chiar dacă aveți un M5 să facem o comparație, aduceți-l aici, fiindcă momentan dorul m-a convins că Audi e... Forță. E mișto. E da, forță, Audi. Eu zic că și M5 este într-adevăr. Eu singura diferență sau singurul motiv pentru care nu mi-am luat M a fost la cum arată amândouă. Văzute, da, e mult mai agresivă. Asta e mai agresivă cumva, e mai în fine, îți dă senzația de o să-i faci și 0-100 acolo pe asta și după aceea încheiem. Până ajungem acolo, hai să vorbim puțin despre dotări, că n-am vorbit, am vorbit la final despre ele. Ai ce vă, ai timă dublă, scaune încălzite, n-ai ventilație nici tu. Chiar m-au zis niște... Este Alcantara. Ai Alcantara, ok. Și că nu se poate. Și scaunele de RS. Da, scaunele de RS. Automat nu... A văd că ai head-up display care... Nu e ok. Știi? Dar nu arată decât kilometrajul, nu? În România nu-ți arată, nu citește semnele. Cum ești cu ea din țară, citește semnele. E foarte lizibil așa, adică se vede foarte fain, dar se pare că ți arată foarte puțin, adică... Da, păi da, e bine, mai ai, bine, poți să-l dai mai sus, mai sus, dar dacă mai ai, nu știu, îți arată dacă pui pilotul automat, dacă pui toate alea, dar nu citește semnele, adică e o chestie, mai bine. Și am lems la ăștia, știi, să fac un update, să facem un update pentru navigație și mai ales, ok, îl facem, dar nu-ți garantă că o să funcționeze. Ce odor mai era așa, nu știu, care păi... făcai scaune cu memorii, 4 ce am mai ce asta nu e... Ce să zic, ce nu are parking-ul ăla, se parcheze singură. Ok. Nu are suspensia pneumatică. A, n-are perne? Nu, este așa, dar... Nu vreau să spun, eu am zis, mamă, zic, ce nasol, și toată lumea a zis, bă, dar toată lumea după aceea a zis, sau marea majoritate, ăștia care cunosc mai mult, au zis, nu, pentru mașina asta ai nevoie de suspensii pe arcuri, e mult mai sigură mașina decât suspensia pneumatică, pentru că e foarte. Am mers și eu cu perne, perne custom pe mașini, într-adevăr, mașina nu se mai spune la fel de... Nu, mi-aș plăcut mai mult alea, într-adevăr, asta e destul de... masaj, în fine, asta și... Asta e rigidă? Da. Ok. Ia, nu, dar dă-o pe dinamic ca să vezi ce înseamnă okay, rigiditate. Să întărești... Hai, să vezi acum. Hai că îi face și 0-100 aici, dacă e. Da. Îl lăsăm pe domnii să se ducă. Unde s-a vaile la Audi? Acolo, pe acolo centru. Hai să lăsăm puțin pe domnii să se ducă. Pleacă în față dacă... Da, pleacă, cer. Nu stă pe la BMW. Hai să dăm un zi. Să ne lasă pe unde aici. Vă țineți bine? 3, 2, 1 și... 70, 100. Băi, ești nebun. Da, ai văzut ce mare e lagul? Băi, e mare lagul, dar și lag în creierul meu îți dă maximul de shutdown. Shutdown. Ce nebun ești, nebun la cap? Am vrut să spun 10, 20, 30, 70, 100. Am un creier. 70, 100. Atât am auzit. 70, 100. Îți dă lag mare și în credem, adică, mamă, frate, dacă la volan îți dă așa, mă gândesc ce e în spate. Acolo n-are ce să te ții. În spate se simte, cred că se simte mai agresivă puțin în spate. Nu, chiar. Aici, dar, adică da? Simt că mă bag în scaun, da? Dar nu, fiindcă la încă să nu mă... Păi nu, dar să stai în față, zic, dacă stai în față, știi? Mi-a tot lacrimă. S-a prins lacrimă așa asta. Ai și rapidă? Ai prins-o. Poți vreau să vă spun cum e pe lingă în față.
băuri, e cald afară, că sunt 17 grade în ianuarie. E și chema, sau încălzirea, scăpă ceva? Nu, n-avem. Încălzirea grave tot. Te-ai încălzit? Cum se aude muzică? Ai ceva bang în... Păi, filmez? Punem altă melodie, nu-i problemă. Ah, ok, că ștergi. Este Boss? Ok. Da, nu e varianta aia super mișto, top. Aia avea și eu, asta e ce mi-a plăcut, dar... Bă, Dorule, ai o mașină genială. Am văzut-o prin clipul, prin multe clipuri am văzut-o. Chiar îți mulțumesc că mi-ai oferit ocazia asta. Ți-am spus. E o ocazie unică să conduci o mașină din asta. Felicitări că ți-ai cumpărat Audi. M-ai convins să-mi iau Audi. Momentan pot să spun că pentru mașina asta de top sunt fan Audi. Pare rău. BMW. Pentru cele vechi. Nu știu ce hate o să-ți iei acum, dar nu mai contează. Pentru mașinile vechi, mă scot acum puțin. Așa, îmi place BMW-ul. Bine. Chiar dacă aș prefera și un Audi A8 din 2000. Îmi place și ăla. Așa. Normal. Dar asta momentan e cea mai rapidă mașină cu care am mers. S-a oprit? Acum urmează. Da. S-a oprit. Hai, facem de aici outro. Așa. Facem un outro. Ca la cart. S-a blocat ăsta. Oficial e cea mai rapidă mașină cu care am mers. Mersi, Doru. Mi-a făcut plăcere. Pentru puțin. Dați un follow pe Instagram, un follow pe YouTube, fiindcă face chestii foarte faine. Da, să vedeți ce fac cu BMW-ul lui acum. Dai-l pe canal. Sper să nu... A mea oricum are probleme, așa o să vadă ce înseamnă o mașină veche. Dar nu știu, și asta are probleme, și o planetară, și discuri de frână, plăcuțe, pardon. N-am auzit-o. Așa că nu mai și la mine probleme cu discuri de frână, să știi, dar la mine e problema mai mare, o să vezi. Când pui frână. Am înțeles. Bun, dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să dai un share, un like și un subscribe, fiindcă doar în acest fel ne putem strânge clanul și acest canal. Și doar în acest mod puteți să avem mașini din astea, via din astea, la review. Eu am fost meritat toți banii, dăm și mie un follow pe Instagram. Aici dai pe Doru. Și nu uita că urmează și un POV de fapt, cred că o să fie un vlog normal în care doar o să conducă mașina și o să citesc întrebările. Sperăm că nu o să dau cu telefonul în față. Da, abia aștept. Pa, pa!